Programul SCM Râmnicu cu Vâlcea din luna octombrie începe duminică pe 11 octombrie de la ora 17 chiar în sala sporturilor Traian, când adversară va fi Podravka Vegeta, echipa la care activează portărița echipei naționale a României și fosta componentă a SCM Râmnicu cu Vâlcea, Iulia Dumanska. SCM a înregistrat până în prezent 3 înfrângeri, 21-28 la Brest, 21-30 acasă cu Odense și 20-30 în deplasare cu CSKA Moscova, însă în meciul cu Podravka se va putea baza și pe cele două jucătoare depistate pozitiv la COVID, acum vindecate, Cristina Liscevici și Mireia Gonzalez. O victorie este absolut necesară vâlcencelor în tentativa lor de a prinde unul din primele 6 locuri care asigură calificarea în faza superioară a Delo Champions League. Pentru echipa pregătită de Florentin Pera va urma un meci de campionat la Ploiești pe 15 octombrie de la 18:30 SCM Craiova SCM Râmnicu Vâlcea, urmat pe 17 octombrie în deplasare de la ora 19 de întâlnirea în Champions League cu campioana Ungariei Gheorghe Audieto SCM Râmnicu Vâlcea și pe 24 octombrie în aceeași competiție de la ora 17 în sala sporturilor Traian cu Borussia Dortmund.